Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod de Dead by Daylight. Astăzi vom juca un Survive with Friends. Adică am adus pe cineva care să ne ajute să câștigăm, deoarece noi suntem palete. Deci dăm pe ready și ne vom revedea probabil când se termină meciul. Glumesc, o să ne revedem când începe meciul. Și a început și meciul acesta minunat. Am mai avut adinaori o încercare de meci. Ce se aude în halul ăsta când intri? Am mai avut o încercare, doar că... Yay. Era intrat un killer, nu știu din ce țară, cred că avea net prin lemn. Știți expresia net prin sârmă? Ei bine, el avea net prin lemn. Nu prin sârmă, prin lemn. Pentru că aveam un lag. Vai de capul meu. Zici că ori zici că jucam eu de pe un procesor single core. Da, exact. Și uite cât de bine merge. Ceea ce e superb. Super, super. Super, duper. E super. Duper, super. Duper, e super. Duper, super. Super, duper. Unde? A, acolo, ok. A, pe numai bine, până îl pune pe Kirlik și așa fug și eu de aici. Acum jucăm din nou cu Meg. Fără, nu știu cu ce killer, supraviețitor am intrat la început, cred că era Lori. Cred, nu sunt sigur. Dar jucăm cu Meg, deoarece facem un challenge. Jucăm fără părcuri. Gata, acum pot să pun chestia asta în titlu. Fără să se supere nimeni, jucăm fără parcuri. Hashtag Sebi 2017. Yeah, boy. Au, știi ceva? Ia să iau. Am văzut ochii killerului. Pleacă. Bă, vreau totemul. Așa. Oh, deci astea sunt reparate 3 generatoare, nu mă duc să salvez. Pentru că n-am medkit, n-am păr să-mi dau heal, n-am nimic și dacă vrea cineva să-l salveze, multă baftă. Dacă era abonatul nostru, îl salvam, dar așa... Say goodbye you together tonight. Yeah. Mă doare capul. Pe bune că mă doare capul. Dar să mă duc în clădirea aia pentru chest. Trebuie. Nu că vreau eu. Trebuie. Bună. Ce mai faci, domnule chest? Dă-mi un medkit galben. Hai, medkit galben. Please, jocule. Hai că știu că vrei. Știu că vrei să-mi-l da. Mamă, mi-a dat. Măcar dacă era toolbox-ul galben, băi. Bă. Stai, mă, să-ți dau heal. Ce crezi că am timp să fug după tine toată ziua? N-am timp. Mai un chest aici la etaj și unul basement. Și m-a auzit. M-a văzut! Oh my god! Oh my god, nu cred!
Pe bune, ăștia au reparat tot. Haide! Hai, păpușoi, dacă nici aici nu mă pierzi. Am încercat și eu acolo o chestie, m-am învârtit, m-a găsit. Și o să mă campeze pentru că n-a prins pe nimeni. Că ce să facă și ea? Bă, ce-i cu meciul ăsta, băi? N-am făcut nimic, n-am apucat să repar nimic. N-am avut parkour, n-am avut ce să fac. Parkour, nu, n-am. Slăbuți. Nu, 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 nu. Come back. Gata, am terminat. S-a terminat meciul. Nu știu ce a fost cu meciul ăsta. Cred că episodul e prea scurt, dar îmi pare rău, presupun. A fost un meci incitant. Sper să iasă măcar peste 10 minute episodul. Îmi pare rău dacă este sub 10. N-am apucat să fac nimic. Oh my god, frate, nu știu ce a fost cu meciul ăsta. A fost un challenge. De asta este un episod mai scurticel, pentru că este un simplu challenge. Deci, da, eu am fost Sebi, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou episod. Pa, 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 pa!